versetul 6 Cuvântul Domnului Să nu vi se tulbure inima aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine În casa tatălui meu sunt multe locașuri dacă n-ar fi așa v-aș fi spus Eu mă duc să vă pregătesc un loc Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc mă voi întoarce și voi lua și vă voi lua cu mine că acolo unde sunt eu să fiți și voi Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Aș vrea să rostesc cu scurtă rugăciune. Haideți să plecăm capetele așa cum stăm pe picioare. Tatăl din Cerul, suntem din nou înaintea cuvântului Tău. Vorbește-ne Tu, Doamne. Vorbește tu că și robii te ascultă. Vrem să-ți auzim vocea, Doamne. Dă-ne o călăuzire, Doamne Iisuse, în a vesti cuvântul tău în seara aceasta, Doamne. Da. Și te rog, Tată, din cer să-ți faci simțită prezența în cuvântul tău. Tu știi de ce este nevoie, Doamne. Și cred că tu ești în control. Îți mulțumesc că tu vei binecuvânta Evanghelia, cuvântul tău. Tu, Doamne, Dumnezeu, ne vei cerceta inimile. Și pe fiecare în parte, te rog în seara aceasta să-l bine tu cu prezența ta, frate și soră, în numele lui Isus Hristos. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Uh, aș vrea să întreb cine e aici pentru prima dată. Văd niște fețe noi. Who's here for the first time in the Lighthouse Romanian Church? Can you stand up, please? What's your name? Nick? God bless you, Nick. Welcome to Lighthouse Romanian Church. Be blessed. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. He doesn't, he doesn't, he doesn't speak Romanian. Ukrainian. God bless him, it's okay. God is good. Uh, nu contează de unde venim, din ce țară venim, de ce neam ne tragem. Uh, vedem că dragostea Domnului nostru Iisus Hristos ne strânge. Căutăm casa lui Dumnezeu, că de fapt, uh, cuvântul Evangheliei au ajuns la toate națiunile aproape și uh, acolo unde oamenii și-au deschis inima la Evanghelie, mântuirea a intrat în inima lor, în țara lor, în familia lor și acolo unde există Evanghelie, există educație, există binecuvântare materială, binecuvântare spirituală, există pace, există bucurie, dar există și încercare. Frumusețea Cuvântului lui Dumnezeu știți care este? este plin de promisiuni. Eu voi fi cu voi în fiecare zi. Dacă vei trece prin necazuri, dacă vei trece prin vremuri grele, eu, Domnul, voi fi cu tine. Și pe calea aceasta, spre cer, spre împărăția lui Dumnezeu, trebuie să mergem plin de credință că Isus Hristos, Domnul, nu ne va lăsa. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Îmi place așa de mult acest capitol 14. Și Mântuitorul vine și îmbărbătează Ucenicii. Versetul 1 le spune așa de, așa de frumos: să nu, vi se tulber, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și știm ce înseamnă să ai credință în Dumnezeu. Știm, știm ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. Uh, și o credință vie este o credință care îl pune pe Dumnezeu la încercare. Cum putem să-l punem la încercare? simplu spunând, eu cred că minunile lui Dumnezeu în dreptul casei mele nu sunt la sfârșit. Eu cred în vindecările divine, eu cred în călăuzirea divină, eu cred că Dumnezeu este în controlul vieții mele, eu cred că spre împărăția lui Dumnezeu, El mă călăuzește pe cărarea vieții mele și nu mă va lăsa să mă pierd cu niciun chip. Eu cred că această Evanghelie este dreptarul vieții mele. Eu cred că această Evanghelie schimbă vieți în continuare și cred că Dumnezeu ne vorbește prin Evanghelie. Știți, unii fug în multe direcții când au nevoie de un răspuns. Unii fug la beții deștepți, alții când au nevoie de ajutor merg la psihologi, unii când au nevoie de ajutor merg în locul unde cred ei că ar putea găsi ei ajutorul. Știți unde putem găsi ajutor de fiecare dată la vreme de nevoie? Și ce spunea Iov? Eu aș alerga la Dumnezeul meu. Eu în Dumnezeul meu mă încred. Pentru că oamenii Amin. sunt limitați. Pentru că oamenii uh, sunt oameni și pot ajuta doar într-o oarecare măsură. Oamenii de multe ori ridică neputincioși din nume și spune atât s-a putut, atât am putut eu să fac. Nu mai am ce să-ți fac omule bun. M-am rugat pentru tine, ți-am dat o sumă de bani, te-am vizitat la spital, eu nu mai am ce să-ți fac. Cel ce poate să intervină în viața omului este Hristosul. Am văzut mâna lui Dumnezeu în viața mea. Știți când? În momentele grele, care spuneam eu că grele atunci. Dacă vei întreba pe un om sau pe un frate, ai probleme? Da! Și întotdeauna problemele celui cu care stai de vorbă vor fi cele mai mari. Întotdeauna problema ta va fi cea mai mare problemă și de multe ori ți se pare că problema ta nu poate fi rezolvată în niciun fel. Parcă te-ai blocat, parcă nu mai ai nicio scăpare, parcă toate ușile sunt închise, parcă diagnosticul care l-ai primit ai opus capac peste viața ta și parcă te afli într-o baxă a descurajării și nu mai vezi lumina, nu mai ai speranță și nu mai ai credință în tine, că de multe ori vărășmașul vine și sfură credința. Să nu mai crezi nimic, că spovești. Nu? Că, de fapt, eu m-am rugat, eu am strigat la Dumnezeu și Dumnezeu nu mi-a răspuns. Mi-a luat copilul, Dumnezeu mi-a luat mama, Dumnezeu mi-a luat soția. De ce? De ce lăsăm ca diavolul să vină cu tot felul de gânduri în inimile noastre și să ne fure inima cu, cu îngrijorarea? Uitați ce spune cuvântul Domnului și vreau să, vreau să vă citesc acest verset din Ioan 14, versetul 12 și cu 13. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea. Pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu voi face. Și de ce nu face? Pentru că Dumnezeu are un timp și o vreme când lucrează El. Și de multe ori noi nu înțelegem timpul și vremea lui Dumnezeu. Pentru că noi am vrea acum! Lucrează tu, Doamne, acum! Acum să mă vindeci, acum să îmi dai pâinea cea de toate zilele mai mult, acum să uh, vin în casa mea să lași pace, acum să vin în casa mea și să uh, îmi vorbești tu încotro să o apuc, că la răscrucere de drumuri de multe ori nu mai știm pe unde să o apucăm. Și omul, omul înțelept care îl iubește pe Dumnezeu, când, îi, când se află la răscrucere de drumuri, știți ce face? Se pune pe genunchi și se roagă. Citește cuvântul și mai dă și un telefon, poate. Dar vreau să vă spun că am o îndoială în inima mea. Când mă uit în vechime și văd după câte zile vorbea Dumnezeu prin proroc, după 10 zile, după 7 zile, astăzi, în două minute, se rezolvă problemele. Și asta spune cuvântul Domnului, că în vremurile din urmă vor fi cu mulți proroci micinoși. Nu o spun eu, o spune cuvântul lui Dumnezeu. Și vândem oameni buni să căutați oamenii lui Dumnezeu. Mai sunt oameni autentici. Mai sunt oameni prin care Duhul Domnului vorbește. Mai sunt oameni care stau la dispoziția lui Dumnezeu. Și când stau oamenii aceia sfinți la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu te călăuzește prin oamenii lui. Pentru că așa lucrează Dumnezeu prin oameni. Dar când oamenii nu mai stau la dispoziția lui Dumnezeu, atunci când oamenii se compromit, lucrători, păstori, cântăreți, orice slujbă mai face, când te compromiți cu păcatul, când te compromiți și nu ești după placul lui Dumnezeu, s-ar putea ca și călăuzirea lui Dumnezeu să plece de lângă tine. Să te simți gol, să te simți, să te simți slab, să te simți neputincios. Așa cum îmi spunea odată un prieten, zice, m-am oprit din cântat. De ce? L-am întrebat pe un prieten din cântat. Pentru că a venit un duc de mândrie peste mine. Și cântam, și oamenii veneau și mă ascultau, și erau mulți oameni, dar era o problemă. nu mai simțeam pe Dumnezeu. Un om înțelept, un om care și-a dat seama că undeva, undeva în viața lui s-a strecurat ceva. Mândria! Nu noi avem, pentru că stalii, păcatele noastre capitale. Ai băut, ai fumat, ai curvit, gata, ești cel mai nenorocit. Dar cum stăm cu mândria? Cum stăm cu bârfa? Cum stăm cu lăudoreșenia vieții? Cu clevetirea? Oameni care mint cu nerușinare. Și știi cine este tatăl minciunii? Tatăl minciunii este diavolul. Și nu poți ca tu, omul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, să treci minciună și să minți. Pentru că automat slujești celuilalt stăpân. Doamne, dă-ne putere și înțelepciune ca să fim oameni care înțelegem ceea ce Tu vrei de la noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să trec la tema noastră în seara aceasta, din Ioan 14, și spune așa de frumos versetul 1, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, când s-a prezentat în Vechiul Testament, Dumnezeu a făcut-o scurt. El a spus, eu sunt cel ce sunt. În Noul Testament, definiția este mai complexă. Se spune ucenicilor: Eu sunt calea, adevărul și viața. Și asta este important pentru noi să știm, pentru că această definiție asigură suficiența mântuirii noastre. Și vreau să vă spun că nu există decât două căi. Aș vrea să vorbesc despre cale. Și îmi aduc aminte de Ieremia 21 cu 8 care spune așa de frumos, iată poporul acest Iată poporul acestuia să-i spui, așa vorbește Domnul, iată că vă pun înainte calea vieții și calea morții. Pe care cale vreți voi să umblați? Sunt două căi și vreau să vă spun că aceste căi, de când Dumnezeu a făcut cerul și pământul și l-a creat pe om, sunt la fel și astăzi. Sunt aceste două căi pe care Dumnezeu le-a pus înaintea poporului său. Și vedeți dumneavoastră, Dumnezeu vine și spune pe care cale vreți voi să mergeți. Și eu cred că noi mergem pe calea mântuirii. Eu cred că noi mergem pe calea vieții, noi mergem pe calea pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne-a trasat-o. El a spus, eu sunt calea, eu vă arăt, eu vă arăt drumul într-acolo. Uh, uitați ce, ce, întrebare pune unul din, din ucenici. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Vedeți dumneavoastră, în Proverbe 14, înțeleptul Solomon spune că multe căi îi se pot părea bune omului. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte! Și aș vrea să vedem caracteristicile acestor două căi. Calea lui Dumnezeu și calea lumii. Nu că nu le-am ști noi, dar e bine să ne readucem aminte de ele. E bine să ne cercetăm. Psalmistul spunea la un, un moment dat, Doamne, cercetează-mă să văd dacă sunt pe o cale bună sau dacă sunt pe o cale, cum? Rea! Și dacă sunt pe calea aia, rea, atunci, Doamne, te rog din nou pe calea mântuirii. Fă tu ceva cu mine, Doamne, și schimbă-mă cazul vieții mele. Pentru că dacă noi nu ne cercetăm, și cum ne putem cerceta și verifica? După Evanghelie. Vezi, mai ești pe calea mântuirii? Vezi, mai mergi în direcția spre împărăția lui Dumnezeu? Vezi, mai ești pe, pe calea aceasta binecuvântată? Pentru că această cale a lui Dumnezeu, în primul rând, este dreaptă. Dumnezeu nu are ocolișuri. În al doilea rând, această cale este strâmtă, plină de privațiuni. Și nu-i de ajuns că această cale e strântă, unii o strântează și mai mult. Încât să nu poată umbla nici ei și nici alții care vin după ei. Știți ce se întâmplă când mergi pe o curăruie de munte și ai în spatele tău 20 de oameni și tu te oprești? Păi îi oprești pe toți. Oameni care pun tot felul de poveri pe frații lor. Două frate, noi mergem pe calea strântă, noi, noi suntem religioși. Doar atât religios, doar atâta un om care pui și tu legi pe spatele altuia pe care nici tu nu le poți duce, doar atât. Și când trebuie să-i cere ajutorul, vezi că el nu are timp niciodată să vină să ajute pe nimeni. Când te duci în lucrare, el nu are timp să vină pentru că el e ocupat cu calea aia lui strâmtă, să, să meargă el așa cum a învățat. Oameni care își cântăresc timpul și își fac balanța vieții lor uh, pe baza timpului lor și timpul lor e cântărit așa de scump pentru ei. Oameni care nu se interesați de oameni, oameni, oameni care vor să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, mergând pe această cale strâmtă și pe lângă ei să nu mai treacă nimeni. E strâmtă calea. Într-adevăr, în cer nu poți să fii dus, în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat și au murit pentru Isus. Într-adevăr, e, e îngustă calea. De ce e îngustă calea lui Dumnezeu? Pentru că, uitați ce spune cuvântul Domnului. Calea aceasta strâmtă este o cale care duce în împărăția lui Dumnezeu o cale perfectibilă. 1 Corinteni 12 Vă voi arăta o cale nespus mai bună. Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. 1 Corinteni 12 cu 31 Este calea dragostei. Este strâmtă pentru că pe această cale nu merg mulți. Înțelegeți? Și vom vedea în cuvântul lui Dumnezeu, uitați ce spune despre această, despre această cale și Matei o asemănă, o, o, compară cu o poartă în Matei 7, 13. Uitați ce spune. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta. Iată, este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce unde? La viață și puțin sunt cei ce o află. Nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele mântuitorilor. Calea aia strâmtă. Vreau să vă spun că cu ani în urmă, un misionar a plecat în Amazon cu mulți ani în urmă și acolo a găsit un trip de băștinași, o stat a învățat limba, au trecut ani și vreau să vă spun că tot satul ăla aproape s-a întors la Hristos. Și omul ăla a învățat ceva pe oameni aceia. I-a învățat să meargă și să aibă părtășie cu Dumnezeu. Mergeau în pădure și oamenii aceia aveau locul lor de închinare. Din satul lor unde stăteau, plecau, o... O sută și vreo 50 de drumuri. Poteci, cărări, fiecare avea poteca lui, locul lui unde mergea și se întâlnea cu Dumnezeu. Părtășia asta privată, tu cu Dumnezeu, fără nevastă, fără copil, Eu învățat omul ăsta, mă, mergeți, stați de vorbă cu Dumnezeu, rugați-vă și veți avea o părtășie extraordinară cu Dumnezeu. Și fiecare mergeau la locul lui unde se întâlnea cu Dumnezeu să stea în rugăciune. Și omul acesta într-o zi, misionarul acesta, s-a dus și a privit la o cărare. Și pe cărarea aia a început să crească iarbă. Și știa cine mergea în direcția la rugăciune. S-a dus la el și a spus, fratele meu, ceva nu e regulă cu tine. Pe cărarea ta a început să crească iarbă. Asta ce înseamnă? Că de pe cărarea scurtă, de pe calea aia pe care o avea omul acela care ducea la locul de întâlnire cu Domnul, au început să crească iargă, pentru că nu mai era calcată, nu mai era umblată. Înțelegeți? Pentru că pe cărarea multor oameni crește iarba nepăsării, pentru că nu mai merg la biserică. Dacă Dumnezeu ar privi din cer și cred că privește, și știe uh, fiecare casă, fiecare apartament, și îți vede cărarea ta, cărarea vieții tale pe care umbli. Și ce bine e când Dumnezeu intervine în viața ta și îți mai amintește că pe cărarea vieții tale crește iarbă, crește arba nepăsării, că nu le mai pasă la oameni de biserică. Avem de toate și avem confort. Avem lucruri la care cu zeci de ani în urmă nici n-am vis fi visat vreodată că le, le vom putea avea. Sunt oameni care trăiesc într-un confort extraordinar și nu le mai pasă de suflet. Le pasă de trup numai. Le pasă de confort. Și vreau să vă spun că este foarte important să fim sensibili la ceea ce Dumnezeu ne vorbește. Uitați ce spune, uitați ce spune cuvântul Domnului. Umblați dar după darurile cele mai bune și să ne ajută Dumnezeu să facem lucrul acesta. Să umblăm după darurile cele mai bune. Acum, haideți să vedem că am înțeles că această cale e dreaptă, calea lui Dumnezeu, nu are ocolișuri. Asta este o cale strâmtă plină de privațiuni, pentru că pe o cale strâmtă nu poți să mergi oricum pe o cale strâmtă, dacă mergi și treci pe lângă o trebuie să fii atent să nu cazi în propastie, în râpa aia, mai ales cei care iubesc muntele și a fost pe munte, știți lucrul acesta, trebuie să fii foarte atent că această cale, de multe ori, calea strâmtă șerpuiește și pe cale sunt multe obstacole. Noi ca și oamenii a lui Dumnezeu pe cărarea vieții noastre avem nevoie să fim atenți ca nu cumva să cădem în abisul nepăsării. Știți că nepăsarea e cea mai mare boală pe care diavolul o aruncă asupra oamenilor creștini, oameni care odată au venit la biserică, oameni care odată s-au implicat în lucrare, oare, oameni care odată și-au dat banul în lucrare, oameni care l-au căutat pe Dumnezeu, oameni care au făcut ceva, nu mai fac nimic. Am făcut destul, ați auzit vorba asta, am auzit-o. M-am săturat să mai meargă și alții. De ce să merg tot eu? De ce să, să încheltui o banii? De ce ăla nu poate să lucre? Nu, că n-are picioare, că ăla n-are mâini, că ăla e bolnav, că ăla, ăla e un nenorocit, e un sărac. Și de aia Dumnezeu ți-o dat și ție ceva ca să fie o binecuvântare pentru cei de lângă tine. Domnul să ne ajute să fim ceea ce El ne cheamă. Ne te dă. O cale netedă, o cale perfectibilă, am spus. O cale a dragostei. Pentru că această cale care El ne-a trasat-o ne va duce direct în împărăția Lui. Și zic ca Dumnezeu să ne dea putere să umblăm pe această cale plin de credință, plin de iubire și pe cărarea vieții noastre în lumina Evangheliei să strălucească mai mult ca oricând. Bun, acum este și calea lumii. Asta îi lată, îi ei, ei lată rău oameni buni. Calea lumii îi lată și piații se permite orice. Nu? Și mai cum o putem numi calea asta lumii? O colitoare? Scurtă? Nu? Calea aceasta a lumii este lată și pe ea merge o grămadă de oameni. Pentru că dacă am spus că pe calea cea strâmtă este o cale pe care nu poți să mergi oricum, este o cale grea pe calea aceasta pe care lumea umblă, este o cale lată, poți să mergi oricum. Ce fain e când mergi cu mașina pe un drum larg, nu? Mergi tare. Las. vezi până departe ai așa un fel de siguranță, te uiți, o grămadă de oameni cu tine. Cum spuneau ăștia în Maramureș, la Săpânța, pe unde ori mărți toți, o mere și noi. Fi tu raiul sănătos, că noi o mere pe din jos. Nu? Cam așa cumva. Că dacă tot lumea asta merge într-o direcție, mergem și noi. Efectul ăsta de turmă. Efectul ăsta de turmă îl vedem și în zilele noastre. Păi de ce mergem acolo? Mergem că sunt mulți, domnule. Merg, multă lume, ce acolo? l au întrebat până de ce stai aici? Nu știu, dar e multă lume, domnule. Stau și eu că... Să văd ce îi, curioși. Oameni care merg într-o direcție și nu știu încotro merg. Pentru că această cale e o cale lată, o cale confortabilă, o cale în care mergi cu mulți și vorbești cu mulți. Și pe calea aceasta sunt oameni care vin și încurajează și promovează prostia, nesimțirea și nerușinarea. Calea aceasta este o cale care duce spre iad. Ocolitoare. Calea aceasta ocolitoare nu duce direct la Hristos, ocolește pe la sfintele moaște. Pe calea largă, pe calea lată, există și dintr-o dată calea aceasta ocolitoare. Ei nu se roagă direct la Hristos, pentru că așa sunt învățați. Ne rugăm la Sfântul Arsenie Boca să ne ierte el de păcate, să ne vindece. Așa se roagă unii și merg la mormântul lui Arsenie Boca. Și din Arsenie Boca au făcut, or făcut oamenii aceștia un business extraordinar, că vin tot felul de poze cu el. Și vreau să vă spun că, din păcate, din păcate, Arsenie Boca are o popularitate în România mai mare decât Isus Hristos. Nu-i trist? Să mergi uh, spre împărăția lui Dumnezeu crezând că mai există și căi ocolitoare? Ne mai rugăm și pe la Sfinți? Mai mergem și pe la Moaștele Sfântului nu știu care? L-am văzut pe uh, un preot ortodox uh, sfințind apele de bobotează cu un os de la oraclă? Doamne Dumnezeule, dar unde am ajuns? Doamne Dumnezeule, ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Chiar nu gândesc, chiar n-au Biblie. Păi uita ce spune cuvântul Domnului. Să nu vă faceți idoli, să nu vă ridicați nici chip cioplit, nici stâlp de aducere aminte, să nu puneți în țara voastră nicio piatră împodobită cu chipuri ca să vă închinați înaintea ei. Căci eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Și ne închinăm la tot felul de lemne. Nu, nu ești care zice că suntem creștini. Vorbesc despre cei care sunt acolo mai de departe, dar sunt și în, în America. Nu am nimic cu frații ortodoxi și iubesc, sunt oameni unii credincioși, unii care știu ceea ce înseamnă uh, calea strâmtă, știu ce înseamnă calea largă, știu ce înseamnă să se închine unui Dumnezeu viu și adevărat, dar nu pricep cum oameni care se numesc preoți cu Biblia în mână îi îndobitocesc pe oameni cu tot felul de lucruri care nu sunt biblice, îi bagă pe niște Căi ocolitoare, ca și cum ți-ai băga trenul pe linia aia moartă. Se poate și pe aici. Lasă că într-o zi o să vină locomotiva și o să te pună pe linia aia bună într-o zi și o să o iei înapoi în direcția în care ai pornit. Nu! Pentru că Biblia spune clar ceea ce avem de făcut. Calea ocolitoare nu duce direct la Hristos. Și aș vrea să comparăm puțin calea aceasta a lumii cu calea aceasta scurtă. Și aș vrea să vă spun că plăcerea păcatului de o clipă duce plăcerea păcatului de o clipă după aceea vin remușcările. astea e calea scurtă. Și știm că fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu, cum începe calea asta scurtă? Deci de pe calea asta lată te ajungi dintr-o dată pe calea ocolitoare și după aia zice unul, vine că eu știu o scurtătură. Nu, hai să o luăm pe aici, că pe aici o să ajungem mai repede. Calea aceasta scurtă, despre care vreau să vă vorbesc puțin, începe în momentul când tu accepți să te compromiți. Pe cum începe totul? De la o țigară, nu? nu ai fumat niciodată. Ia, uite, o țigară, prima, cu una ce prima dată, da? Cu o băutură. Hai, ia și tu, primul pahar. Asta e calea scurtă care duce la păcat. E, e de pe calea asta largă, calea ocolitoare și după aia ajungi la calea scurtă. Și calea aceasta scurtă este o cale nespus de periculoasă, o pastilă. Ia și eu să te simți bine. Eu will be happy. Nu, o cale scurtă. Vreau să ajung la fericire, vreau să mă simt bine. Mă vin o că știu eu cum. Știu eu pe unde ajungem noi la fericire Știu, știu eu cum uh, vom face să ne simțim bine O minciună Lasă, știu o, o cale scurtă Minciuna are picioare scurte O cale scurtă, o cale păcătoasă Nu? Știu eu Clevetire, o cale scurtă Lasă că rezolvăm noi repede toate problemele Frate, te lămuresc, eu știu cum Eu am experiență, eu am mai trecut pe aici știu eu cum. Mă, frate, dar ce știi tu? Și răspunsul pe care mi-l dai tu, e ceva biblic în el, e ceva de la Dumnezeu? Nu, păi știu eu, sunt experiențele vieții. Dar vreau să vă spun că nu numărul de ani și nu perii albi dau înțelepciunea omului, ci călăuzirea lui Dumnezeu dă înțelepciunea omului. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne, să ne binecuvinteze cu înțelepciune, să nu alegem niciodată calea scurtă, să nu alegem niciodată calea cea largă, să nu alegem niciodată această cale care duce spre iad. Pentru că știm, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru, Romani 6 cu 23. Și aș vrea să citesc acest verset din Eclesiastul care spune: Bucură-te tinere în tinerețea ta fi cu inima veselă cât ești tânăr umble pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată dar pe care cale am hotărât să mergem? pe calea pe care ales-o tu sau calea pe care ți-a trasat-o Dumnezeu înainte vieții tale? pe ce cale? pe ce cale mergem? pe ce cale mergeți? Pentru că dacă ați băgat de seamă la început, când am citit în Ieremia, spunea cuvântul lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul, iată că vă pun înainte calea vieții și calea morții. Umblă tinere pe cărările alese de inima ta. Umblă tinere. Umblă. Și unul m-a citit odată atât. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fi cu inima veselă, că ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Amin! Ce fain ar fi dacă ar fi atât, nu? E Fă ce vrei tu! Umblă pe, pe căile pe care vrei tu! Dar vreau să vă spun că la urmă vei vedea că aceste căi pe care unii oameni le aleg, pe, unii, pe unele căi pe care voi le alegeți vă vor conduce la moarte și pe căile pe care voi ați hotărât să mergeți din pornirea voastră, din izvodirea minții voastre, pentru că sunt oameni care caută căile scurte, sunt oameni care le place pe calea cealată, sunt oameni care merg într-o direcție greșită pe căile aceste ocolitoare. Dar vreau să vă spun că fericirea, vreau să vă spun că singura cale care este binecuvântată este Hristosul. El a spus, eu sunt calea, dacă cumva ești pe o cale greșită, cercetează-te, fă -ți o analiză a vieții tale și vin înaintea Domnului și spune Doamne, vreau să merg pe calea mântuirii chiar dacă e strâmtă, chiar dacă e lipsită de privațiuni, chiar dacă e greu pe calea asta câteodată. Eu știu că toiagul și nu iau a ta mă mângâie, Tu, Doamne, mă vei călăuzi spre pășunile verzi ale vieții Tu îmi vei da apă la timpul potrivit Tu mă vei ridica când voi fi căzut că de multe ori se întâmplă să te împiedici să cazi, dar nu cazi de pe cale cazi pe cale cel neprihănit cade și se ridică de câte ori? De șapte ori. Dar unde cade asta? Pe cale! Nu de pe cale, e o diferență să cazi de pe cale, pentru că mulți cad de pe cale. Și au probleme când odată ai căzut în șanțul pe care diavolul ți-l ți pune în fața vieții tale și ai ajuns acolo în mocir la păcatului. De multe ori e greu să ieși. Ei, cu neputință, și atunci ai nevoie de cineva, ai nevoie de cineva să-și întinde mâna în dreptul celui căzut, în șanțul păcatului al vieții lui. Pentru că mulți sunt acolo și știți ce facem noi? Noi mergem spre împărăția lui Dumnezeu. Cu mâinile în buzunar, cu ochii atințiți înspre cer. Și nu i rău. Nu i rău. Dar ar fi bine să ne uităm și stânga și în dreapta. Când mergi spre cer. Aduți aminte ce spune poetul, că de multe ori mergi cu oameni care merg încet. Când mergi spre cer, s-ar putea să mergi cu slăbănoci, cu oameni care nu pot să meargă așa cum mergi tu. Mergi cu bătrâni, mergi cu copii, mergi cu, cu oameni cu probleme, cu handicap. Dacă tu ești sănătos din punct de vedere spiritual, dacă tu ești turbodizel, cum spune românul, tu te roști, tu postești, tu ești la care ești peste tot, tu ești prezent la biserică, mă, dar mai dai un telefon și la la care nu vine. Mai uită-te că s-ar putea să fi căzut în șanțul acesta al păcatului, unde diavolul l-a împins. Pentru că vreau să vă spun, diavolul lucrează tot prin oameni. Spunem cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Pune un măr stricat într-un coșuleț cu mere bune și o să vezi ce să se întâmple. Toate merele se vor strica. Pentru că ajunge să te duci tu cum o spus un prieten de meu, eu mă duc și pochești pe... Eu intru în birtul ăsta să-i evanghelizez pe toți. Mă zic, stai cu minte nu intra. Că știi că ți-o plăcut și ție să... Nu cumva să te corupă ăștia, să... Stai mă și tu un pic cu noi la masă. Nu? Unde te duci tu să evangelizezi? Prin... night ai cluburi și prin... n ce să cauți acolo. Dacă de acolo te-a scos Dumnezeu pe tine, nu te mai du tu acolo, că s-ar putea să rămâi împotmolit exact unde, unde, unde nu te aștepți. Căutați pacea, neprihănirea, căutați locul unde oamenii îl caută pe Dumnezeu. Și dacă te duci într-un loc unde, unde vezi pe cel căzut, mi-aduc aminte, era cineva odată aici pe foster și îl zice, vino că avem o problemă. Cei? Să mergem să îl vizităm pe un tânăr ucrainian. Un tânăr ucrainian, asta a fost cam vreo 10-15 ani în urmă. A mers acolo. Prima dată în viața mea când am văzut un om care era în sevraș, n-avea droguri, Vreau să iese afară de pe droguri. Prima dată în viața mea am văzut cum face un om, cum, poa să, cum se poate manifesta. Și zice, please pray for me. I to get out. Vreau să ies afară. Vreau să ies afară, dar nu pot. Nu pot. Rugați-vă pentru mine. ne a rugat pentru el, am stat cu el acolo și în timp ce ne-am îndepărtat, am văzut că a venit o mașină. O venit acolo mașina, mașină pentru că tânărul ăsta, fratele lui, l-a pus într-un motorhome. Nu mai putea să-l aducă acasă. A avut businessul lui, a avut familia lui, a pierdut tot, a ajuns pe drumuri și l-a găsit în, la cască, o căzut într-un șanț, ploua afară. L-a căzit fratele lui de trup și l-a luat, l-a băgat în motorhome ăla, o parcat acolo și a zis, bă, atât mai pot să fac pentru tine, nu te pot duce la mine acasă, că mai nenorocit nu odată. Și ce s-a întâmplat? Povestea e tristă. O plecat înapoi în Ucraina și a ajuns pe scaun cu rutile. Handicapat pe viață. Pentru că asta face păcatul. Îți trimite nota de plată. Bucură-te acum cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta. Caută unde vrei tu. Du-te, distrează-te. fă pe toate. O viață ai. Cum scrie la băia pe tricou. Just do it. Nu contează urmările, nu contează consecințele. Lasă că noi ne simțim bine, nu? Ne simțim bine. Și când îi spui adevărul, la om îl deranjează, nu? Într-o lume a minciunilor, uitați ce se întâmplă. Într-o lume a minciunii, bătălia pentru adevăr este una esențială. Există adevăruri absolute și adevăruri relative. Isus este adevărul absolut. Și în, roman, în romanul lui frații Karmazov a lui Dostoevski, călugul Ruzosima, i-a întrebat ce ar face dacă cineva ar dovedi că nu Hristos este adevărul, ci altcineva. Dacă cineva mi-ar dovedi asta, fără puțină de tăgadă, m-aș despărți de adevăr și aș rămâne cu Hristos. Acesta a fost răspunsul acestui, acestui om. Vedeți, dumneavoastră, vrem ca doctorii să ne spune adevărul, nu? Mergi la doctor și ai pretenții să ți se spune adevărul. Oamenii, unii nu suportă adevărul. Mai ales cei ce sunt pe calea alaltă. Mai ales cei ce sunt pe calea ocolitoare. Mai ales cei ce sunt pe calea scurtă. Ăștia nu suportă adevărul. Pentru că nu vor să îl recunoască pe adevăr. Era Iisus Hristos în fața lui Pilat și Pilat îi pune o întrebare. Una tâmpită, vă rog să mă scuzați că folosesc expresia asta și îl întreabă, dar ce este adevărul? Iisus nici măcar nu i mai răspuns. De fapt, o lume întreagă vin înaintea părinților lor și întreabă ce este adevărul. Vin înaintea bisericilor și întreabă ce este adevărul. Vin înaintea scripturii să uită la Biblie și ce este adevărul. Ce, ce este adevărul până la urmă? Adevărul este Hristosul slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Calea adevărului nu e o cale ușoară. Apostolul Petru spunea lucrul acesta. Această cale va fi vorbită de rău, nu? Spuneam despre discuția dintre Isus și Pilat cum s-a încheiat. O lume întreagă, cu adevărul în față, pun această întrebare. Și vreau să vă spun această poveste scurtă când se spune că odată minciuna și adevărul s-au întâlnit. Nu știu dacă am mai spus-o, dar mai zic odată în biserica noastră și n-am să mai spun. Se spune că minciuna și adevărul s-au întâlnit. Și minciuna zice, mă mi-e -mi foame. Deci hai să mergem să mâncăm. Deci hai că mergem. Minciuna zice, plătesc eu. S-au pus la masă, ori comandat de mâncare, ori mâncat bine și la un moment dat minciuna zice către chelner, domnule, vino puțin încoace. Zice, da, domnul, cu ce vă pot mai servi? Zice, cu nimic, să-mi dai restul de la 100 de dolari care ți-am dat-o. Și să nu ce sută mai dat? Domnule, ți-am dat 100 de dolari, bilul 50, dăm restul, că trebuie să plec. Domnule, nu mai dat nici 100 de dolari. Și s-a început acolo un în mare tărăboi, a început un scandal mare. Și restaurantul, se spune poveste, că era unul de lux, unul unde veneau numai oamenii de bine, înțelegeți? Și la un moment dat s-a întâmplat ca patronul restaurantului să fie în preajmă și au zis tărăboi și s-a dus și a spus, ce se întâmplă aici? Deci, uite, șef, avem necas cu ăsta, zice, zice, bun, zice, dă 50 de dolari și lasă așa, că avem clienți, nu sperăm clienții i a dat 50 de dolari, minciunii, s-au pus înapoi frumos la masă, dar la masa aia la altă erau niște oameni care și-au dat seama de toată povestea și zice către adevăr, bă, adevărule, tu de ce n-ai zis nimica? La care adevărul răspunde, pe păi ce era să zic, că doar am mâncat și eu. Înțelegeți? Așa suntem și noi. Știm adevărul și tăcem din gură. Nu îl spunem. Cam am vrut și noi la glumele alea porcoase cu el. Ce să-i mai predici Evanghelia după ce te-ai hâlbărit și tu acolo în discuțiile alea de doi bani, nu? Ce să-i mai spui tu că despre sfințenie, despre sfințire, despre, despre puterea Duhului Sfânt, despre, despre, răpire, despre moștenire, despre viața veșnică? Ce să mai spui tu lui ăsta? Ce adevăr mai vrei să-i spui? Că doar ai mâncat și tu cu el acolo la masă. Asta face o lume întreagă. Ne jucăm pocăința asta și de apocăința. Și vreau să vă spun că de multe ori mă tulbur și mă cercetez și vreau mai mult pentru că se poate, pentru că promisiunile Domnului nostru Isus Hristos sunt niște promisiuni extraordinare. Mă macin așa de mult versetul acesta 12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Chiar credem noi în Hristosul? Chiar credem că Dumnezeu acesta îi slujim e un Dumnezeu puternic și noi putem fi la fel de puternici cum este El. Chiar credem noi într-adevăr că această Evanghelie este balsam vindecător pentru sufletele noastre. Credem noi adevărul, locuiește adevărul noi. Trăim într-adevăr pentru părția lui Dumnezeu. Ne, sa ne sacrificăm cât Că nu putem să ne sacrificăm 10 ore pe săptămână, măcar pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu, măcar de a sta mai mult în studiu, măcar de a căuta mai mult în Evanghelie, în părtășie unii cu alții. Pentru că acest Dumnezeu minunat citea azi dimineață în salm și spunea că acolo unde sunt frații, El ce face? Dă binecuvântare, viață, pentru ce? Pentru veșnicie. Eu nu vreau să mă duc singur în cer. Eu vreau să merg cu voi, cu toți. Cu frații mei cu care m-am rugat, cu frații mei cu care e, am cântat, cu frații mei cu care am mâncat o mâncare, cu frații mei cu care am plâns. Eu vreau să merg în cer și să moștenesc împărăția lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră. Că ce folos ar fi să merg eu singur și să mă plin prin cerul ăla așa vreo o, o mie de ani și să mai vezi un boschet acolo și să spui, nu, uite, ce fain e în cer. Nu. În cer sunt sfinții. Lui Dumnezeu. Sunt oamenii care au mers pe cale, care au trăit adevărul și care au fost conștienți că mai au și o viață. Înțelegeți? Există viața aceasta biologică. Și Psalmul 90 spune că existența omului este de 70-80 de ani pentru cei, mai, pentru cei mai tari. Și uitați ce mărturisește Iov, că omul născut din femeie are viața scurtă și plină de necazuri. Asta ce înseamnă? Viață biologică, nu? O viață dependentă de ce? Viața biologică e o viață dependentă de hrană, de apă, de soare și de aerul lui Dumnezeu. Acum știm cu toți că avem un trup, avem o viață. Nu, viața aceasta biologică este foarte importantă, Cum îți ai grijă și de trupul tău. De ce este important cum îți ai grijă de trup? Hai să vedem de ce. Uitați ce spune Biblia. 1 Corinteni 6, 19 cu 20 spune așa. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Că ce ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trup și în Duhul vostru, care a cui sunt? Ați auzit? E trupul meu, fac ce vreau cu el. E viața mea și fac ce vreau cu ea. Nu-i trupul tău și nu-i viața ta. Pentru că toate le-am primit de la Dumnezeu. Spune clar, care sunt ale lui Dumnezeu. Avem nevoie de înțelepciune ca să trăim viața aceasta pe pământ în trupul acesta, câte zile Dumnezeu ne dă și să avem grijă cât putem noi de trupul acesta. Asta ce înseamnă? Mă, mai odihnește-te. Mai ia o pauză. Nu lucra până, până nu mai poți. Nu? Românul știe ce-ar face, vă spun eu. Și mă bag și pe mine aici. Am lucrat non-stop. Și văd urmările acum. Văd ce am făcut. Că am vrut să ajung în 10 ani pe ăla care e de 50 de ani în America. Și n-ai cum să faci treaba asta. N-ai cum să-l ajungi. Nu? N-ai cum. Și atunci de ce faci? Dormi mai puțin, te trezești mai de dimineață, mănânci mai prost, alergi mult și te trezești într-o zi că ești în pioneze, te că, într-adevăr, ți-ai strâns banii de care ai nevoie, la targetul ăla la care ai visat și nu mai poți să faci nimic cu ei. Sănătatea oamenilor nu se cumpără cu bani. Ai un trup, ai o viață. Cum ai grijă de trup, așa trebuie să ai grijă și de suflet. Pentru că așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, ne aducem aminte de omul acesta de omul acesta care Vorbea el cu sufletul lui. Ăsta nu știa că există și o viață spirituală. De fapt, așa, așa sunt mulți. Nu, nu știu că viața aceasta spir spirituală este foarte importantă și se gândesc doar la viața aceasta biologică de care se îngrijesc așa de mult. Vedeți, viața aceasta spirituală, asta nu are de-a face cu sufletul. Poți fi interesat de suflet sau de stomac. Sunt unii care au ca unic altar al vieților bucătăria, iar alții oglinda din baie. Altarul cel mai important pentru unii, stomacul și oglinda din baie. Acolo omul își petrece o mare parte din timpul vieții. Unii, nu toți. Pentru că petrec ore multe în restaurante, mâncând în bucătării, desfătându și uh, Pofta aceasta culinară, vor să aibă grijă de trupul lor să mănânce niște mâncări alese. Și își, își petrec ore și ore studiind și căutând rețete extraordinare. Ca să mănânce bine. Și arată bine. Nu? Și mănâncă mâncăruri bune. Dar sufletul. Păi și ăsta trebuie hrănit. Și omul acesta despre, despre care vreau să vă vorbesc în puținele minute care uh, mi-au mai rămas. Uitați ce, ce confuzie face, fatală. Ăsta era interesată stomac. Și zice, și voi zice sufletul meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă bia și veselește-te. Și Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Nu? Mănâncă suflete, că parcă sufletul să satură cu pireu de cartofi, cu șnițele și cu sarmale, nu? asta e mâncarea pentru suflet. Nu! Știți cu ce se hrănește Sufletul? Cu orice cuvânt care iese de unde? De la Dumnezeu. Sufletul nostru tângește după curțile Lui. Asta ce, ce înseamnă? Sufletul tău tângește după casa lui Dumnezeu. Sufletul tău tângește după părtășia cu Dumnezeu împreună cu frații. Sufletul tău tângește după cântările Sionului. Că uh, oamenii ăștia care în lume, cum spunem noi, Cântă tot felul de cântări și sunt așa de bucuroși și de multe ori nici măcar nu cântăm în biserică. Stăm și nu uităm că l-o la o ieftină. Lăudați pe Domnul, căci în veci țin îndurările lui. Cântați-i cântări din toată inima și el vă va binecuvânta. Omul ăsta vorbea cu sufletul lui și el credea că pentru sufletul lui este nevoie de un regim special, să aibă mai mult, să-și dărâme hambarele și el nu știa de fapt că viața aceasta spirituală n-are nimic de a face cu mâncarea. A căuta pe Dumnezeu dintr-o inimă curată și a trăit după cum Biblia te învață. Este o binecuvântare Isus i-a răspuns, este scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, Luca 4 cu 4. Iar alții își folosesc așa de mult altarul acesta, oglinda din baie. Uitați ce spune Proverbe 31 cu 30. Desmerdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă. Dar femeia care se temne de Domnul, cum va fi? Va fi lăudată. Și teama de Domnul ce este? Începutul înțelepciunii. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Traian Dorz, uitați ce frumoasă strofă dintr-o poezie, scria așa de frumos. Voi numai pentru viața asta vă îngrijorați și vă vedeți ca și cum ați fi doar trupuri, voi veșnicie nu aveți? Oare de ce? Pentru că există viață eternă. Și dacă există viața eternă, știți ce se întâmplă? Și lucrul acesta ne desobește de animale. Nu venim de undeva și ne îndreptăm, ne îndreptăm spre niciunde. Când Ioan 3, cu 16, știm acest verset de aur și l-am citit și l-am recitit de atât de multe ori, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă ce? Viață veșnică! Vedeți dumneavoastră, Iisus s-a definit a adevărul și viața. Dacă -ai, ai adevărul și ești pe o cale bună, în drum spre viață veșnică. Acum, cred că este timpul să medităm mai mult la viața noastră care este așa de trecătoare. Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune și să nu ni se tulbure inima. Să avem credință în Dumnezeu. Așa cum spunea el în acest capitol extraordinar, în capitolul 14. Îmbărbăta ucenice și spunea să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine. În casa toată lumea sunt multe locașuri. Și noi vrem să nu ni se tulbure inima, chiar dacă de multe ori veștile sunt rele. Chiar dacă auzim vești de războaie. Chiar dacă analizele nu sunt bune, chiar dacă vedem că lucrurile în jurul nostru se schimbă de la o zi la alta, în numele Domnului vândem să nu vi se tulbure inima. să vă aduceți aminte că sunteți străini și călători pe acest pământ. Noi ne îndreptăm spre o patrie mult mai bună, spre o țară unde Domnul este Hristos. Ne așteptăm cetatea cu temelitari. Noi pe calea aceasta a mântuirii pe care am pornit am, am pornit plin de credință Și vrem să mergem pe această cale dreaptă Să nu mergem pe calea cealată Pe calea uh, ocolitoare uh, Să nu mergem pe căile alese de inimile noastre Să mergem pe calea pe care Hristosul ne-a trasat-o Există aceste două căi Și să fim foarte atenți Că de la calea care duce spre împărăția lui Dumnezeu La calea lată E decât un pas Decât un exit greșit în călătoria vieții tale și s-ar putea să mergi într-o direcție greșită, din cauza că ai un anturaj greșit, din cauza că ai niște prieteni greșiți, din cauza că nepăsarea opusă pus în viața ta și confortul în care trești este mai important. Oameni buni, fiți receptivi, aduceți-vă aminte că omul acesta vorbea cu sufletul lui și își făcea planuri mari. Nu știi când Dumnezeu te cheamă acasă. Ești gata să te întâlnești cu Dumnezeul tău? Poți să spui, Doamne, sunt la dispoziția ta și vreau atunci când tu, Doamne, mă chem eu să răspund sunt aici, cheamă-mă, trimite-mă, merg, până când facem promisiunile acestea, până când ne cheamă Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă prin oameni din lucrare. Prin, prin, prin oameni Dumnezeu lucrează și ne deschide uși extraordinare să putem să fim binecuvântări, să putem să fim oameni care ridicăm oameni, să fim oameni care ne implicăm în viața celor de lângă noi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, să înțelegem că avem și suflet, nu numai trup. Să înțelegem că într-o zi vom pleca de pe Pământul acesta. Și ce lăsăm în urma noastră? Contează mai puțin lucrurile materiale. Ce contează cel mai mult este ca tu să ajungi în Împărăția Lui Dumnezeu. Mântuit. Că acolo îți vei petrece veșnicia. Aici pe pământul acesta este viața asta. Scurtă, plină de necazuri. Care nu ține prea mult. 70-80 de ani. Spune cuvântul Domnului pentru cei mai puternici. Haideți să ne ridicăm în picioare. Timpul este trecut. Și aș vrea ca... Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și aș vrea doar un verset să mă citesc. Ioan 10, cu 10 spune așa, Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșung. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Și dacă El a venit pe acest pământ, ca ori să aibă viață, ce ne piedică pe noi să avem viața aceasta? Știți ce ne piedică? Un lat de palmă, un zid de despărțire care se cheamă păcat. Poți să ai o viață îmbelșugată cu Hristos la masă în fiecare zi. Poți să ai o viață frumoasă sub căluzirea Duhului Lui Dumnezeu și pe calea asta pe care mergi tu spre împărăția Lui Dumnezeu să tragi pe cât mai mulți după tine. Eu sunt calea, a spus Iisus Hristos, adevărul și viața. Adevărul este că vom trece și vom trece repede, dar aș vrea să trecem frumos și lumina aceasta care a venit de la Hristos în viețile noastre, să o degajăm în continuare și, de fapt, să fim niște repere pentru cei care sunt în întunericul cu lumea acestea. Veniți pe calea care merge spre împărăția lui Dumnezeu. Există o cale nespus mai bună, nespus de bună, și aceasta este calea pe care Hristos l-a trasat. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu ce vă voi da? o Odihnă o pentru sufletele voastre! o Odihnă pentru trupurile voastre! Eu sunt calea! Nu ascultați de ceea ce vrășmașul vă spune! Nu vă lăsați păcălit de el! Nu căutați o cale mai scurtă, o cale mai largă! Dar nici pe asta nu o îngustați prea tare încât să nu mai umble nimeni pe ea! Doamne, ajută-ne și dă-ne biruință să rămânem pe calea mântuirii pe care am pornit și să căutăm la fața Ta în fiecare zi. Aș vrea să facem această rugăciune așa cum stăm pe, pe picioare și să ne cercetăm. Aș vrea să facem rugăciunea aceasta, știți, pentru cine? Pentru toți prietenii noștri care odată au fost pe calea mântuirii și accidental au ajuns în șanțul vieții unde diavolul i-a împins. Aș vrea să ne rugăm pentru toți fii risipitori. Aș vrea să ne rugăm pentru toți prietenii noștri, frații noștri, poate aveți frața acasă, de trup, poate cunoașteți pe cineva la servici, poate știți pe cineva care odată uh, cânta cântările Sionului și acum cântă cântările uh, lumii. Poate că știți pe cineva care se ruga uh, în, în alte limbi și era frumos odată în casa lui Dumnezeu și acum nu se mai pot ridica pentru că sunt în șanțul păcatului și în roiul păcatului trage așa de jos și se scufundă în fiecare zi tot mai mult. Haideți să ne rugăm pentru aceștia. E greu să ieși din șanț înapoi pe drumul, bun, nu? E greu, dar nu este imposibil. Cu Isus Hristos este posibil. Cu Isus Hristos avem biruință, cu Isus Hristos vom fi învingători, pentru că dragostea e mai tare decât ura, pentru că viața e mai tare decât moartea, pentru că Isus Hristos este Domnul Domnilor și va veni într-o zi să ne ducă în împărăția Lui, acolo unde a spus că pleacă să ne, să ne pregătească un loc. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine și ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați văzut, Doamne, a zis, Filip, arată-ne pe Tatăl și este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, arată-ne pe Tatăl. Așa cum stăm, să plecăm capetele și să ne rugăm pentru cei pe care am amintit. Tatăl în cer, venim înaintea ta. Și te rugăm pe tine, Doamne,